A vrut să se îmbogățească peste noapte, dar pentru că norocul nu i-a zâmbit, a încercat să se omoare. Un medic de familie din județul Bacău a făcut asta. Până la urmă a avut totuși noroc, un prieten l-a salvat din ghearele morții. Ligia Pricop, colega mea, știe mai multe. Bună dimineața, Ligia, ce s-a întâmplat de fapt? Bună dimineața! Săptămâna trecută a luat toți banii pe care i-a economisit de-a lungul timpului și a mers la o agenție Loto. Când a văzut că numerele alese de el nu au fost câștigătoare, a plecat de acasă și s-a oprit în apropierea mănăstirii Târgu Ocna. Acolo a înghițit un pumn de calmante și, convins că va muri, și-a sunat familia să-și ceară iertare. Disperată, soția medicului a cerut ajutorul unui cunoscut. Acesta a mers în zona în care se afla medicul și l-a găsit în viață. Bărbatul a ajuns în stare gravă la spital, dar eforturile colegilor de braț l-au dat roade. Omul este la terapie intensivă, dar starea sa este stabilă. Mihaela? Am înțeles, Ligia. Mulțumim frumos pentru aceste